Cum credeți că mai stau românii cu simțul umorului și cu simțul comediei? Sunt obligat să le aibă pe amândouă, pentru că viața nu le dă variante de existență. E o diferență de nuanță, de finețe între simțul umorului și simțul comediei. Nu intrăm acum în amănunte, însă ceea ce se întâmplă în România, cam pe toate palierele, te obligă la umor. Dacă ai doar rudimente de umor, ți-l rafinezi, ți-l dezvolți. Dacă ești deja bine aprovizionat, fructifici fiecare prilejuri. Prilejuri sunt de la nivelul politic, la nivelul limbajului de pe stradă, din tribuna unui stadion, într-o sală de judecată. N-aș spune că suntem o țară tristă din punctul ăsta de vedere. Exista vechea definiție, o țară tristă plină de umor, al Poincaré, mi se pare, dar aș zice că stăm bine și avem această capacitate de a ne autoreproduce în situații caragioase, nu noi doi. În general, lumea de pe stradă, ba și eu, că și eu sunt câteodată cauza unor episoade umoristice, chiar și fără voie, și a unor inadecvări și a unor stângăcii. Și asta ar fi, cred, bine să se înțeleagă. Cei care scriu în registrul umoristic nu sunt scutiți de capcane. Adică nu e deloc prudent și nici elegant să pui o distanță între cel care scrie și observă și subiectul observat și să spui eu sunt cel viteaz și fără pată și fără cusur, cel de acolo este bun de caricaturizat. Nu, nici vorbă. Și noi avem petele noastre, hibele noastre, nu sunt două tabere, nu sunt buni și răi. Pur și simplu, unii au probabil un spirit de observație mai bun decât alții, dublat de o dexteritate sau de o înzestrare de a pune lucrurile pe hârtie sau pe un monitor de computer. Comedia e legată de democrație. Da. Cam ce show-uri umoristice ar fi în Coreea de Nord? Bănuiesc că n-ar fi, da. Nici Khmerii Roșii n-au excelat la capitolul ăsta. A existat, în schimb, un umor de pe vremea lui Stalin, era un umor subteran. Ori în teritoriile asiatice de tip Coreea de Nord, cred că și ideea de subteran este alungată din gând, adică în momentul în care tu poți să pedepsești oameni pentru că n-au plâns suficient la înmormântarea marelui șef, atunci nu-ți mai arde de umor. Suprateran, subteran, eventual de mici rezilă untrice, dacă mai poți să faci așa ceva, pentru că mie mi se pare că acolo firea omului nu mai e calibrată pentru percepția lucrului comic. Deci acolo, pur și simplu, avem de-a face cu o derivată a speciei umane și o spun cu tristețe, o spun cu mâhnire. Acolo oamenii aia trebuie eliberați la mai multe niveluri ca să poată redescoperi normalitatea. Ei au fost atât de mult transformați în vietăți, în dobitoace, că ăsta e cuvântul, încât ar trebui ca emanciparea să fie treptată, pentru că altfel poate crea șocuri, și acomodarea cu latura comică a vieții să se facă tot așa, pas cu pas, pentru că altfel riscăm să pierdem meciul. Altfel însă, da, există, culmea, și regimuri tiranice, dictatoriale, în care umorul subteran circulă. Rusia cred că a fost cel mai bun exemplu, dar nu numai Rusia, eu bănuiesc că și prin Germania hitleristă se practica umorul, sigur nu la vedere și nu declarativ, nu programatic, nu prin cenacluri care se țineau în cluburi, dar a existat întotdeauna acest tip de observare critică și în același timp lucidă a realității pe care îl furnizează umorul. La noi, ce să mai spunem? La noi a existat acest umor subteran pe vremea lui Ceaușescu, evident, concretizat în primul rând în bancuri. Erau tone de bancuri, erau volume de umor politic. Eu am citit un asemenea volum apărut în Franța, unde Ceaușescu singur și cu o mână la spate îi bătea pe Stalin, Lenin, cine mai era, Brejnev și Hrușciov. Deci erau mai multe bancuri și foarte bune cu Ceaușescu decât cu cei patru la un loc. Asta era antologia făcută de francezi,
unde Polonia sau Cehoslovacia, cum era pe atunci, erau deja palide. Bulgaria nu era luată în calcul, mai era luată în calcul Albania, pentru că era Albania lui Enver Hoxha, unde, iarăși, teritoriul era prielnic unui umor de tip subteran.